Infecțiile respiratorii restricționează accesul în Spitalul Județean de Urgență. Se intră doar în cazuri deosebite pentru scurt timp și doar în anumite secții. Am luat măsura limitării accesului vizitatorilor în secțiile Spitalului Județean de Urgență pe compartimente și secțiile cu risc, respectiv terapie intensivă, neonatologie, pediatrie și secțiile chirurgicale. Zilnic, la secția de infecțioase se prezintă zeci de pacienți în stare gravă. Mulți sunt internați pentru că au nevoie de tratament de specialitate. Adresabilitatea este foarte mare datorită faptului că acești bolnavi nu se prezintă majoritatea din ei nici la nivelul medicului de familie, care ar putea să le dea anumite indicații de tratament. Este un aflux foarte mare, mai ales în weekend. Sâmbăta și duminica sunt în jur de 50-60 de consultații. În ultima săptămână, mii de olteni s-au prezentat la medic reclamând diverse forme de infecții respiratorii. Numărul cazurilor de gripă aproape că s-a triplat în ultima săptămână, iar două dintre persoanele diagnosticate cu această boală au decedat. În ultima săptămână a lunii februarie s-au înregistrat aproximativ 2149 de infecții respiratorii acute cu 290 de internări și 933 de pneumonii cu 393 de internări. Tot în săptămâna precedentă s-au înregistrat 5 cazuri confirmate de gripă. Specialiștii îndeamnă pe pacienți să renunțe la leacurile băbești și să se prezinte la medic atunci când fac febră, tușesc și au dureri de cap. Formele virusului gripal care circulă sunt extrem de periculoase și se pot confunda cu ușurință cu cele ale unei răceli banale.